Este News Alert acum. Un milionar în criptomonede din Cluj-Napoca a fost jefuit. Hoții au intrat peste el în casă și l-ar fi bătut, iar când a strigat după ajutor, cei doi atacatori au fugit. Colega noastră, Ana Ciuvică, a urmărit cazul și vine chiar acum cu toate informațiile. Ana, bună seara! Bună seara, Sergiu, bun găsit tuturor! Totul s-a întâmplat în această dimineață, chiar bărbatul victima este cel care a sunat la poliție și a anunțat că două persoane mascate au intrat în locuința lui. Bineînțeles, polițiștii au venit imediat la fața locului. Bărbatul în vârstă de 32 de ani din Cluj-Napoca ar avea mai multe afaceri cu criptomonede și s-ar fi trezit în această dimineață când doi hoți mascați i-au bătut la ușă. Bărbatul le-a deschis ușa crezând că este o prietenă pe care o aștepta, însă s-a întâlnit cu cei doi. Inițial, spun surse din anchetă, s-ar fi luptat cu hoții, însă într-un final a fugit pe balcon, acolo unde a început să strige după ajutor. Cei doi hoți s-au speriat și au reușit să fugă și nici până în acest moment nu au fost găsiți de către polițiști. Bărbatul a fost audiat, a spus că nu și-a dat seama cine erau cei doi, însă se fac în continuare cercetări, s-au ridicat inclusiv imagini de pe camerele de supraveghere și urmează să vedem cine sunt și dacă poliția îi va depista. Cert este că bărbatul a declarat anchetatorilor că nu i-a fost nimic furat din casă, asta cel mai probabil pentru că cei doi hoți s-au speriat și au fugit.